Aș dori să am câteva gânduri în ce privește intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și a intrat în templul de Ierusalim, a făcut un bici. Și cu biciul acesta a scos și a dat afară pe toți oamenii care nu erau în conformitate cu voia Lui. În templul de Ierusalim s-a instalat un sistem corupt, un centru comercial, și oamenii care veneau de departe ca să se roage, ca să-și plângă necazul, durerea, să aducă jertfe pentru păcatele lor, erau jegmăniți și jefuiți de sistemul acesta corupt, în care exista un schimb valutar, existau turmele templului de unde se vindeau animale și preoții, cărturarii și farisei erau cei care câștigau și se numeau iubitori de bani. Domnul Iisus Hristos a săturat de ipocrizia și fățărnicia aceasta și de dorința de a avea, de a iubi banii și a izgonit și a dat afară pe oamenii care nu respectau cuvântul Său. Cred că astăzi se întâmplă la fel. Dumnezeu a făcut un bici și ne-a scos și ne-a dat afară din casa Lui. Pentru că s-a format un sistem corupt, un sistem putred în casa lui Dumnezeu și biciul acesta lui Dumnezeu cu care ne-a scos afară, probabil că este o mare binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu pentru a duce trezire. Am venit în casa lui Dumnezeu fără frică, fără respect, fără evlavie. Am venit în casa lui Dumnezeu fără să ne păzim piciorul atunci când intrăm în ea, plictisiți, moleșiți, ațipiți, adormiți. Veniți de la televizoare, de la seriale, de la filme, de la meciuri, de la show-uri, de la emisiuni, în casa lui Dumnezeu fără nicio frică. Am făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari, în care formalismul a ocupat locul principal. Ne-am adâncit în ritual pe care l-am îndeplinit cu buzele, în timp ce inima era cazată în altă parte și aventurile vieții noastre erau altundeva. Dumnezeu s-a săturat, a făcut un bici și ne-a dat afară. Pentru că noi nu ne-am mai desfătat, nu ne-am închinat cu adevărat. Cartea Ieremia, de unde citează Domnul Iisus Hristos despre casa lui Dumnezeu care a ajuns o peșteră de tâlhar, spune în felul următor: este casa aceasta peste care este chemat numele Meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea Mea. În casa aceasta peste care este chemat numele Meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Tot mai multe nunți au fost în casa lui Dumnezeu fără haine albe. Tinerii au fost spătați. Tot mai multe familii cu divorțuri, cu trădări, cu înșelări, cu adulter. Tot mai multe relații intime între soț și soție într-un mod deviant, care nu mai corespund într-un mod natural prin creația lui Dumnezeu. Minciuni, furturi, invidii, adunări generale cu bombe care explodează și fac atâția răniți. Am folosit religia ca o perdea, ca să ne ascundem putreziciunea care o aveam de fapt în viața noastră și o aduceam în casa lui Dumnezeu. Mânii, răutăți, predicatori și cântăreți care facem slujbe pe bani, care ne-am vândut, care suntem pradă lăcomiei și iubim banii. Dumnezeu s-a săturat și s-a hotărât să facă un bici cu care să ne scoată afară din casa Lui. De obicei, biciul lui Dumnezeu sau nuiaua lui Dumnezeu pe care o descrie Scriptura este formată din oameni, formată din popoare
care erau vrăjmași cu poporul lui Dumnezeu. Și atunci când poporul lui Dumnezeu păcătuia, Dumnezeu folosea ca un nuia, ca un bici, popoarele străine. Asiria era numită nuiaua mâniei lui Dumnezeu. Babilonul era numit ciocanul cu care strivește Dumnezeu neamuri. De data aceasta Dumnezeu a făcut un bici COVID-19, iar oamenii prin reglementările lor nu ne-au mai dat voie să intrăm în adunări. COVID-19, biciul lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu a scos corupția afară, a scos sistemul putred și corupt pe care l-am format prin ierarhii superioare, prin negocieri de salarii a unora dintre noi, și dacă negocierea nu era cum ne convenea, mergeam la altă biserică, la altă adunare, la alți frați. Mărșăvia, lăcomia, iubirea de bani, dorința de popularitate l-au făcut pe Dumnezeu să folosească biciul acesta cu care să ne dea afară din casa Lui. Dumnezeu spune în Isaia că s-a săturat de lunile noastre, de praznicile noastre, de sărbătorile noastre. Și anul acesta, biciul lui Dumnezeu ne-a făcut să nu mai avem sărbători. Dumnezeu spune că nu le mai poate suporta pentru că sunt unite cu nelegiuirea. Biciul acesta a venit în folosul poporului Dumnezeu să ne trezească. E ca un elev la oră care adoarme și merge din ce în ce mai rău și profesorul scoate afară din clasă pentru a se trezi. Și acesta i-a făcut un lucru bun. Aș vrea să vă spun că refrenul cărții Judecători s-ar putea să fie refrenul vieții noastre așa timpului în care trăim. Acolo spune că poporul făcea ce nu plăcea Domnului și atunci când oamenii se îndepărtau și făceau lucruri care nu plac lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vindea, îi lăsa în mâna vrăjmașului. Iar vrăjmașul îi chinuia până când ei strigau la Dumnezeu și atunci Dumnezeu le scotea un izbăvitor. Acesta este refrenul Vechiului Testament, este refrenul Bibliei. Când oamenii fac ce nu plac lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește un bici pentru a-i face pe oameni să intre în suferință, în necaz, pentru a pricepe viața mai bine, a striga la Dumnezeu după izbăvire. Dar Dumnezeu este bun și vestea Evangheliei este că Dumnezeu poate aduce izbăvire. Un alt lucru frumos pe care l-a făcut Domnul Iisus atunci când a intrat în Ierusalim a fost că a plâns pentru cetatea aceasta. Nu o să-L mai vedeți pe Iisus în săptămâna patimilor descris că plângea în felul acesta. Aici a început patima Lui, aici a fost cea mai mare suferință sau una dintre cele mai mari suferințe din săptămâna patimilor. Când a văzut că poporul acesta mai avea o zi pe care puteau să o folosească pentru a se trezi din vremea cercetării și după ziua aceasta a urmat dezastru și Iisus a început să plângă. Iisus a făcut un bici pentru a ne face bine și a ne trezi, dar s-ar putea să plângă pentru că nu folosim ultima zi sau ultima perioadă din ultima zi pentru ca să cunoaștem lucrurile care ne pot da pacea. Atunci când Dumnezeu vrea să pedepsească în Vechiul Testament, poporul Lui folosea câteva pedepse. Sabia, foametea și ciuma. Atunci când urgiile veneau peste casa lui Faraon, Faraon a avut măcar înțelepciunea aceasta de moment să ceară lui Moise să se roage pentru el, pentru că știa că Dumnezeu poate îndepărta urgia prin rugăciune, prin strigătele poporului Lui. Dumnezeu să dea înțelepciune președintelui și oamenilor care conduc această țară să ceară rugăciune de la poporul Lui Dumnezeu. David, când a păcătuit și a făcut numărătoarea poporului, Dumnezeu l-a făcut să aleagă între trei pedepse: sabie, foamete și ciumă.
Și David a ales să cadă în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis îngerul cu sabia și ciuma, 70.000 de oameni au murit din popor. David a ieșit înaintea lui Dumnezeu, arătând că el este vinovatul, că nu trebuie tot poporul să moară pentru păcatul lui, ca Dumnezeu să lovească pe el și a recunoscut păcatul și Dumnezeu a spus destul. Atunci când poporul strigă la Dumnezeu, când poporul recunoaște păcatul, Dumnezeu poate spune destul. Dacă nu urmează dezastru, după biciul acesta numit COVID-19, poate să urmeze un alt bici numit foamete. Este momentul să ne trezim și să strigăm la Dumnezeu. Este momentul ca în ultima zi de cercetare, în vremurile acestea de sfârșit de vremi, să cunoaștem cu adevărat lucrurile care pot să dea pacea. Marmura, agresia, faianța care o aveți în casele dumneavoastră nu vă folosesc pentru a vă da pacea. Mașina din garaj, etajul care îl aveți, mansarda, hainele din dulap, nu o să alunge frica de moarte. Dar în Iov, capitolul 22, versetul 21, spune, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Am iubit lumea și am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu. Dar este momentul să facem pace cu Dumnezeu, să ne împrietenim cu Dumnezeu, să dăm mâna cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se sfiește și nu se dă la o parte să dea mâna cu noi pentru că suntem virusați. Dumnezeu este mai puternic decât virusul acesta. Dumnezeu nu poartă o mască pe față, ci vrea să se strângă în brațele Lui, să te primească dacă te pocăiești și strigi cu adevărat la Dumnezeu. În Psalmul 32, David, când a păcătuit, spune, mi se uscau oasele de gemetele mele necurmate și atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Mărturisirea păcatului aduce prietenie cu Dumnezeu. Atunci când ne pocăim de păcatul care l-am făcut, noi ca slujitori, ca preoți, ca păstori, ca diaconi, ca prezbiteri, noi ca și Biserica lui Hristos, când ne pocăim și mărturisim păcatul, Dumnezeu va aduce izbăvire. Dumnezeu va aduce o cercetare peste fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi este în casa lui Dumnezeu. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dar în loc ca în această casă să fie rugăciune, pace, liniște, bucurie, dragoste, iubire, am ascuns în casa aceasta lui Dumnezeu tâlharii, mânia, răutatea, lăcomia, clevetirea, bârfa, trădarea. Este momentul să recunoaștem fiecare dintre noi. Să mărturisim tâlharul care îl purtăm în noi. Să mărturisim, să ne pocăim de tâlharul care l-am adus în casa lui Dumnezeu. Este momentul sub acest bici al lui Dumnezeu numit COVID-19. Să scoatem tâlhari afară din viața noastră, care ne-au ucis viața, familia, biserica. Mă rog în această zi să fie o intrare triumfală a Domnului Iisus în viețile noastre, să ne trezim, să ne pocăim, să ne împrietenim cu Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.